Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi oferit de horoscopulzilei.net. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja și să ne lăsați un comentariu. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Ziua începe cu o energie ieșită din comun pe care o putem folosi pentru a ne transforma în versiunea pe care dorim să o vedem în oglindă. Accentul se va pune în această zi pe păstrarea echilibrului și armoniei în relațiile cu ceilalți. Vom cântări ambele părți ale oricărei situații și uneori acest proces va părea nesfârșit. Diplomația, toleranța și sociabilitatea vor fi câteva dintre cuvintele cheie pentru această perioadă. Luna ne va putea face să ne simțim puțin tulburați, dar nu va fi decât ceva trecător. Berbec. Prima parte a zilei, nativul berbec va trebui să o dedice activităților casnice. Vor apărea unele probleme neobișnuite ce vor avea nevoie să fie soluționate rapid. Din acest motiv, va exista posibilitatea ca acesta să amâne toate călătoriile și întâlnirile planificate în această zi. Nativii berbec au parte de o zi complicată, dar plină de surprize. Ați putea fi influențați de acest tranzit în relațiile cu cei din jur. Fiți răbdători, înțelegători și acționați cu tact. V-ați putea recăpăta prestanța socială, dar trebuie să fiți atenți la modul în care vă controlați furia. Totuși, nativul berbec va merge la cumpărături împreună cu partenerul de viață. Chiar va putea achiziționa ceva foarte util pentru confortul locuinței sale. A doua jumătate a zilei va fi potrivită pentru întâlniri cu prietenii sau cu acele persoane care îi împărtășesc stilul de viață. Taur. Pentru nativul Taur va fi o zi excelentă pentru studiu, creativitate sau muncă intelectuală. Acesta va excela în colectarea și analizarea informațiilor și elaborarea unor concluzii corecte. Va fi un moment favorabil pentru acesta dacă va participa la întâlniri personale ce îi împărtășesc interesele. Cei aflați sub semnul zodiacal al Taurului sunt influențați pe sectorul gândurilor în această zi. O să fiți nevoiți să rezistați impulsurilor și să nu reacționați impulsiv la cei din jurul vostru. În caz contrar, s-ar putea să fiți implicați în situații tensionate care vă vor face mai mult rău decât bine. Spre seară, nativul Taur va participa la un eveniment social restrâns în care va fi apreciat de toate persoanele din anturaj. Nu va fi dificil pentru el să se facă plăcut de ceilalți, va fi suficient să se comporte cât mai natural posibil. Gemeni. Nativul Gemeni va avea o zi plină de evenimente neașteptate. Va reuși în proiecte pe care le-a considerat până în acest moment aproape fără speranță. Din fericire, va fi ajutat de multe persoane, nu numai de prieteni și rude, ci și de oameni pe care nu i-a cunoscut niciodată. Nu va fi exclus ca acesta să-și dorească ajustarea planurilor pentru viitor și să-și reconsidere prioritățile. Nativii Gemeni sunt astăzi plini de energie și dau dovadă de forță de muncă. Sunt gata de acțiune, pregătiți de proiecte interesante și asocieri inedite. Astrologii au vești bune. Lucrurile merg așa cum v-ați aștepta și în relația cu prietenii și familia. Astrele îi recomandă nativului Gemeni să-și asculte atent intuiția, deoarece sfaturile ei vor fi mai utile decât sfatul altor persoane. La domiciliu vor apărea mici probleme casnice, iar soluția rezolvărilor va necesita unele cheltuieli neplanificate. Rac. Nativul Rac va avea o zi stresantă, dar destul de plăcută. Va ști ce și cum să facă pentru a-și atinge scopurile fără a deranja persoanele din jur. Totuși, dacă va planifica unele lucruri importante pentru această zi, va trebui să le facă singur. În primul rând, nimeni nu va putea face față pretențiilor sale. În al doilea rând, dacă va contacta pe cineva pentru ajutor, va trebui să-și piardă prea mult timp pe explicații și argumente. Cei aflați sub semnul zodiacal al Racilor au determinare necesară de a face schimbări în carieră, de a cere o mărire de salariu sau de a accepta oferta unui nou job mai bine plătit. Aveți răbdare, analizați toate detaliile, cereți sfaturi și veți vedea la final că mișcarea făcută este corectă. Spre seară, nativul Rac va da o raită prin magazinele preferate. Nu va fi de dorit să facă mari achiziții, dar își va putea satisface micile capricii. Leu. Nativul Leu va avea o zi cu multe evenimente neașteptate. Va fi pregătit pentru situații complicate sau pentru a rezolva probleme dificile. Acest lucru va necesita acțiuni ferme, dar nimic nu-l va putea speria. Cu cât va avea mai multă treabă, cu atât va fi mai entuziast. În caz că va avea concurență în întreprinderile sale, competitorii săi nu vor avea nici cea mai mică șansă. Energia marțiană le oferă leilor determinare în ceea ce privește studiul sau relația cu străinătatea. Dacă aveți șansa să obțineți un job sau o bursă, nu refuzați. Astrologii au vești bune și întrebăt surprize mari în acest sens. Spre seară vă puteți relaxa în compania cuiva drag. Numeroase probleme personale sau casnice vor fi rezolvate rapid datorită potențialului său creativ extrem de ridicat. Deși va avea nevoie de odihnă, nativul Leu va prefera o evadare din rutina cotidiană, relaxându-se în compania celor mai buni prieteni. Fecioară.
Încă de dimineață, nativul Fecioară se va bucura de multe surprize plăcute sau daruri neașteptate. Va avea oportunitatea de a comunica cu persoane dragi aflate la mare depărtare sau se va întâlni cu vechi prieteni sau cunoștințe. A doua jumătate a zilei va fi calmă, dar nu prea fructoasă. Acesta va putea fi momentul potrivit pentru a finaliza ceea ce a început mai devreme sau pentru a pune câteva lucruri în ordine. Va beneficia de multă energie, atunci îl va ajuta să facă față cu brio provocărilor celorlalți. Fecioarele beneficiază de un avantaj în sfera relațiilor amoroase în această zi. De câteva săptămâni sunt mari șanse să vă întâlniți sufletul pereche, așa că fiți atenți în jurul vostru. Fie poate fi cineva complet necunoscut, fie o persoană din cercul vostru de apropiat care vă va dezvălui sentimentele sale. Spre seară, nativul Fecioară nu va avea nevoie de liniște sau singurătate, doar o odihnă activă îi va oferi bucurie și bună dispoziție. Balanță. Nativul Balanță va avea o zi interesantă, condimentată cu unele evenimente neașteptate sau cu surprize plăcute. Relațiile sale cu rudele sau cu alte persoane apropiate se vor schimba în bine. Acesta va putea fi un moment potrivit pentru unirea eforturilor, în scopul atingerii obiectivelor comune. Dezacordurile și disputele vor rămâne de domeniul trecutului. Nativul Balanță va avea ocazia să viziteze câteva locuri deosebite și să se familiarizeze cu persoane despre care a auzit multe lucruri pozitive. Nu va fi exclus începutul unei povești romantice și Balanța stă bine la capitolul iubire și poate beneficia de schimbări bune în dragoste în această perioadă. Mai mult de atât, relațiile vor fi de lungă durată și se pot finaliza curând cu o căsătorie. Aveți curajul necesar de a trece la pasul următor. Ascultați-vă inima, este foarte important. Scorpion. Nativul Scorpion va avea o zi foarte fructoasă. Multe lucruri vor decurge exact cum și-a imaginat, își va atinge obiectivele aproape fără a face niciun pic de efort. Va avea oportunitatea de a realiza ceva interesant, un proiect creativ extrem de promițător. De asemenea, această zi va fi potrivită pentru a face ceva complet nou. Va fi capabil să învețe repede, să ia deciziile corecte și să nu se teamă de sarcini dificile. Scorpionii sunt axați pe cariera profesională. Dacă plănuiți să inițiați un proiect nou sau să aplicați pentru un alt job, este ziua perfectă să vă pregătiți strategia sau CV-ul. Cereți sfaturi apropiaților și vorbiți cu cei care vă pot consilia spre decizie cea mai potrivită. Către seară, nativul Scorpion va găsi ușor un limbaj comun cu cei din jur, chiar și cu unele persoane cu care nu s-a mai întâlnit înainte. Săgetător. Nativul săgetător nu va avea o zi prea ușoară, totuși pe drum nu vor exista bariere care să-l forțeze să-și abandoneze planurile. Va manifesta o perseverență de invidiat și datorită acesteia va reuși să-și atingă scopurile. Prietenii apropiați îi vor oferi ajutor, dar va prefera să se eschiveze. Orice fel de cooperare făcută în această zi nu va fi la fel de fructoasă și plăcută cum își va dori. Doar acționând independent, nativul săgetător va putea obține un succes mai mare decât se va aștepta. Esențial va fi să creadă în propriile forțe. Orice îndoieli îl vor face să eșueze și afacerile și dragostea le sunt săgetătorilor bine cunoscute. Vă descurcați remarcabil să echilibrați balanța pentru a avea succes pe ambele planuri. Nu exagerați însă, fiți răbdători și înțelegători, altfel s-ar putea să iscați un conflict nedorit. Fiți sinceri și vorbiți deschis dacă aveți ceva pe suflet. Capricorn. Nativul Capricorn se va confrunta cu o zi controversată și agitată. Lucrurile nu vor merge așa cum se va aștepta. Va trebui să întâmpine dificultăți neașteptate, dar va face față situației și în plus va găsi o modalitate de a-și atinge obiectivele. De multe ori, cele mai eficiente vor fi metodele îndrăznețe experimentale. Chiar dacă inițial pe alții îi vor speria ideile sale, dar în final toată lumea va înțelege că sunt bune. Cheltuieli neplanificate vor fi posibile, acestea fiind asociate cu rezolvarea unor probleme casnice. Cu toate acestea, nu vor afecta serios bugetul. Dacă nativii Capricorn au de rezolvat ceva în familie, este momentul perfect să regleze conturile. Iar dacă vor să investească, pot risca, mai ales în domeniul imobiliar. Este o zi bună pentru decizii importante, dar ar fi necesar să vă consultați cu o persoană apropiată. Aveți încredere în forțele proprii și nu renunțați să vă îndepliniți visul, chiar dacă gurile rele ar încerca să vă tragă în jos. Vărsător. Chiar dacă nu va fi o zi foarte erotică pentru nativul vărsător, aceasta se va dovedi calmă și plăcută. Astrele îi recomandă să nu planifice lucruri importante, deoarece pot apărea unele dificultăți din care nu vor fi excluse întârzierile. Va fi posibil să fie dezamăgit de oamenii pe care de obicei obișnuia să se bazeze. Oricum, problemele grave nu vor fi probabile, deci nu va trebui să-și facă griji. Nativul vărsător va avea nevoie să abandoneze cel puțin temporar obiceiurile proaste. Impactul lor asupra corpului său va putea fi extrem de dăunător. Comunicarea este punctul forte al vărsătorilor, mai ales în această zi. Cu toții știu că vă pricepeți la cuvinte, dar azi, mai mult ca oricând, veți excela și veți obține exact ceea ce vă doriți. Vorbiți deschis cu șefii la serviciu, mai ales dacă vă doriți o mărire de salariu. Stabiliți-vă prioritățile, planificați-vă viitorul și acționați în consecință. Pești.
Deși îi va fi destul de dificil, nativul pești va trebui să evite orice dezacord în această zi. Din păcate, acesta nu va fi dispus să facă niciun fel de concesii, chiar și în conflictele minore. Astrele îl sfătuie să nu se aștepte la prea mult ajutor de la ceilalți, ci să se concentreze doar asupra ceea ce va fi capabil să realizeze cu mâinile sale. Cei aflați sub semnul peștelui sunt norocoși pe plan financiar. Indiferent ce activități aveți azi de îndeplinit, banii nu întârzie să apară. Fiți însă chibzuiți și nu aruncați în stânga și în dreapta cu portofelul. Nu faceți achiziții nepotrivite. Mai bine cereți sfaturi și ascultați părerea celor care vă cunosc cel mai bine. Achitați-vă datoriile în cazul în care aveți. Ziua va mai putea fi potrivită pentru studiu, precum și pentru acele activități ce pot contribui la dezvoltarea abilităților sale. Către seară, nativul pești se va deconecta din plin, urmărind un film interesant sau făcând o plimbare cu un prieten drag. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, vă rugăm să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uitați să ne lăsați și un like sau comentariu și să vă abonați la noul nostru canal Horoscop și Astrologie, unde veți găsi horoscopul săptămânal, lunar și alte chestiuni legate de astrologie. Mulțumim!